Bună ziua! Filozoful și publicistul Andrei Cornea este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua! Întreaga lume se confruntă cu o provocare uriașă, coronavirusul. Se spune că lumea nu va mai fi la fel, că ne vom obișnui sau că trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Cum vedeți ce se va schimba? Mi-e greu să vă spun, sigur. Această provocare. Deocamdată vedem niște lucruri, dar e prea devreme ca să ne facem planuri pe termen lung. În general, ar fi bine să nu ne facem planuri pe termen lung. Asta ar fi o primă concluzie. E clar că virusul nu dispare într-o lună, 5, 6, un an, probabil. Până nu vom avea un vaccin și încă nu se știe dacă vaccinul va fi eficient pe o durată mai lungă. Ați văzut că sunt discuții despre anticorpi. Bun. Deci, cel mai sigur este că, într-adevăr, va trebui să, cum a zis cineva, să conviețuim un timp cu acest virus, care, conform unor procese naturale binecunoscute în lumea biologiei, treptat își va slăbi incidența, populația se va mai imuniza, dacă va fi un vaccin și mai bine, dacă vor exista metode de tratament mai bune, încă și mai bine. Dar ne va schimba ca oameni? Va trebui să trăim într-un anume fel. Simplu fapt că, iată, trebuie să umblăm cu mască diverse locuri, e un fapt. Faptul că trebuie să fim atenți unde ne ducem, cum stăm, e un fapt. Noi care suntem în învățământ avem o problemă. Probabil că la toamnă nu vom putea preda altminte decât online în universități și probabil și într-o anumită măsură și în preuniversitar, ceea ce e o problemă. Nu e vorba aici de aspectul tehnic simplu al lucrurilor care se poate rezolva, dar este vorba de participare, de sentimentul de apartenență, de participare care nu prea poate fi înlocuit foarte ușor de sistemul online. Vorbim și despre teorii conspiraționiste și am văzut că, da, slavă Domnului, sunt apărut deja. Trebuie să recunoaștem, eu recunosc că nu mi-aș fi putut închipui, că vor fi unii care să susțină diverse variante de tratare, de politici, dar nu mi-aș fi putut închipui că există o cantitate de oameni, nu știm de fapt cât de mare, că n-am măsurat-o, nu avem sondaje, la noi cel puțin, nu știu în alte părți, care să pur și simplu să nege existența virusului. Dar să știți că aici este și o chestiune politică. Eu mi-amintesc că s-au făcut studii în Statele Unite mai de mult în legătură cu alte probleme, cu încălzirea globală, cu lucruri de genul ăsta. Deci tot chestiuni științifice, nu chestiuni strict politice. Și s-a comparat numărul celor care cred în diverse teorii conspiraționiste în raport cu votul față de stânga respectiv dreapta, la ei republicani, democrați republicani. Și s-a constatat că, de exemplu, cei care cred în încălzirea globală sau în schimbările climatice sunt predominanți liberali, adică de stânga, iar cei care nu cred și consideră că asta este o invenție, ca și coronavirusul, sunt predominant de dreapta. Deci are și un... Este o chestiune politică. Și sunt convins că dacă la noi, sunt convins, dar nu am dovezi, așa că accept să fiu contrazis. Dar cred că există o tendință, nu știm cât de mare, ca cei care acum zic nu există, să voteze cu PSD-ul sau cu aliații, cu Ponta, cu aliații lui, iar cei care vor vota cu liberalii, cu SR-ul, să zică da, virusul este, există. Sigur, nu e probabil foarte clară delimitarea, trebuie să fie și zone. Deci un soi de sondaj îl vedem pe 27 septembrie. Da, că vom avea lege, dar
cred că există această tendință la nivel statistic, bineînțeles, nu vorbim de indivizi. Și asta explică de ce astăzi PSD-ul, o parte a lui cel puțin, dar am văzut că o parte semnificativă, mai ales din Moldova, oameni politici din Moldova, vor să se opună legii astea a carantinei, zisă legea carantinei, pe considerentul că poporul nu vrea. Poporul înseamnă poporul PSD-ist, înseamnă electoratul lor de acolo. Ei știu probabil cam care e poziția acestui electorat. Deci să se pună un element extrem de populist, extrem de deplorabil, pentru că e vorba de sănătatea oamenilor, așa ălor, așa altora. Cât de periculoase sunt? Sunt, pentru că oamenii nu se mai feresc. Și dacă nu s-ar feri numai pe ei, n-ar fi foarte grav și ar primi pedeapsa imediat. Dar nu-i ferezi nici pe alții săracii, care n-au nicio vină. Și, în general, creează o problemă națională. Vedeți, asta e interesant cu această epidemie, s-a observat asta. Ea pune o problemă de solidaritate socială, sau, dacă vreți, chiar națională. Nu este suficient ca 60%, 70% să respecte legea. Pentru că ăia 30, 25, 30% care nu o respectă pot infecta foarte bine o mare parte a populației. Deci aici trebuie ca 95% să respecte, sau știu eu, bun, spun niște cifre din burtă, da, înțelegeți ideea. Deci e nevoie ca foarte mulți să respecte masca, spălatul, distanța, toate ceea ce nu prea vedem astea. Că se întâmplă, ceea din ce păcate. Vedem adeseori că nu se întâmplă, dar nu vedem și că se întâmplă. Acum trebuie să spunem că, în general, vedem. Pe de altă parte, și autoritățile au o problemă aici, pentru că vorbim de politică. Acum am văzut în ultimul weekend, am văzut poliția iarăși vizibilă. Dar 3 săptămâni înainte, nimic. S-au alarmat, dar asta nu e bine. Asta nu e bine. Știți, să e o vorbă. În România, orice minune durează numai 3 zile. Așa s-a întâmplat. Păi așa s-a întâmplat. Întâi au făcut așa, după aia s-au relaxat și cu poliția. Păi nu se poate. Adică după ce ai dat starea de alertă și ai mai retras din măsurile restrictive, trebuia să menții o prezență pe străzi. Eu am văzut deseori, am văzut polițiști stând în mașină sau alături și lăsând oameni să se înghesuie, să se... Ați văzut și asta, să... Mă rog, în piețe, în tot felul de locuri, fără să intervină. Am văzut și la protest, că vorbeam mai devreme până să începem, despre protestul din Piața Victoriei, mă rog, durează de vreo câteva zile. Am văzut. Bun, ăștia... Sigur, în mod normal ar trebui să-i amendezi, să-i dispersezi, să-i amendezi. Poate că fac asta. Da, sunt un pericol pentru noi ceilalți care ăștia respectăm... Eu cred că în momentul de față, cred, iarăși vorbesc fără să am competențele altora, da, din bun simț. Cred că pericolul major acum nu sunt nici cei din Piața Victoriei, nici câte un... Sturulbatic care se duce și își dă masca jos și nu știu ce face printr-un bar, ci sunt cei care sunt în carantină sau în spital, mă rog, asimptomatici sau cu simptomi și pleacă. Pentru că nu există un cadru legal care să oprească din cauza că legea nu întârzi. Cred că ăștia sunt marele pericol, ei sunt mii, ei se duc în comunitatea lor, își infectează în primul rând familia, foarte puțin din ei vor respecta chiar regulile, sigur că pot să fie unii care să zică, domne, eu am acasă, am condiții, stau acasă liniștit, nu văd pe nimeni, mai bine să stau acolo încăpat, mai am 4 zile de stat, stau 4 zile acasă, de ce să stau la spital? Bine, dar sunt puțini din ăștia. Și vin alegerile, pe 27 septembrie, cum spuneam, vor fi. S-a stabilit că vom merge la vot. Să vedem, să zicem, să sperăm. Da. Cine câștigă
după toată nebunia, stare de urgență, stare de alertă, cine decontează la, pe 27 septembrie? Bine, în mod normal, experiența așa arată că dacă lucrurile nu merg bine, decontează guvernul. Acum, la noi lucrurile sunt, sau puterea, lucrurile la noi sunt complicate, pentru că, de fapt, puterea e foarte divizată. Pe o parte avem guvernul, președinte, pe de altă parte parlamentul, parlamentul dă legi, guvernul le propune, e foarte confuză situația. Pe urmă, pe plan local, lucrurile, că despre asta vorbim acum, lucrurile sunt semnificative și din punctul de vedere a ce se întâmplă acolo, ce știu oamenii despre primarii respectiv, județul respectiv, ce s-a întâmplat. Deci acolo sunt lucruri diferite. Dar cât de mult va deconta măsurile și iată, eu cred că puterea asta, puterea, vorbim acum de guvern și de președinte, ei, marea lor problemă, marea lor asta este că ei se tem că dacă vor impune sau dacă ar fi impus măsuri mai riguroase, și bine ar fi fost dacă ar fi făcut-o, pentru că acum am fi stat mult mai liniștiți. Dar poate ar fi pierdut electorat. Eu cred că până la urmă n-ar fi pierdut, ar fi avut timp. Dacă ar fi după... s-au descurcat bine în starea de urgență, dar apoi s-au relaxat ei înșiși prea mult. Cred că nu au făcut o campanie, în primul rând, o campanie mediatică suficient de clară. Cuvântul relaxare n-a fost bun. În primul rând, chiar cuvântul relaxare a fost greșit. Românul pentru a înțeles că a înțeles că relaxare, nu gata, sari în sus și faci ce vrei. Da, nu, relax, exact. Când, sigur că i-au spus pe etape, pe nu știu ce, dar cuvântul... ăla s-a uitat, s-a ținut minte relaxare, da. Cred că trebuia găsit un alt cuvânt care să fie mult mai ferm, mai puțin clar, mai puțin permisiv, deși măsurile ar fi fost totale. Probabil că ar fi trebuit combătut, mai se poate încă, combătute teoriile astea că nu există, că nu știu ce, dar nu numai pur și simplu spunând, aducându-l pe Arafat la televizor care să spună că nu sunt, nu e suficient. Probabil că trebuie făcute și campanii mai subtile, cu filme, cu ai influencer pe net, pe rețele, guvernul poate să facă și el niște lucruri pe care le fac ăștia hackerii sau alte figuri. Dar câștigă PSD din stângăciile guvernului? Vrea să încerce. Sondajele nu sunt încă foarte rele pentru guvern. Adevărul e că și PSD-ul face o mulțime de aiureli și de stângăcii, vorbesc așa, strict, tehnic. De exemplu, acum, întâi au votat în Camera Deputaților, imediat au votat legea și s-au înțeles, s-au discutat un pic, au corectat niște lucruri și au votat omul. Și pe noaptea, domnul Ciolacu brus s-a răzgândit și a constatat că e o catastrofă. Asta arată că e o problemă acolo în partidul. Și știm că e. Știm că e. Încă nu avem un lider. Nu avem un lider. Ciolacu se luptă cu Alde Teodorovici sau nu știu cine. Olguța. Bun. Deci acolo e o luptă. Pentru moștenirea lui Dragnea. Lupte sunt și pentru alianțe, că vedem de o parte opoziția încearcă o alianță. Acolo e o altă bubă, acolo e altceva. Socialdemocrații încearcă o alianță cu Pro-România. Da, asta nu mă încălzește prea mult, dar ce se întâmplă dincolo mă supără. Eu am fost un votant al USR-ului în două rânduri, în 2016. Când a fost? 2016 și acum. La europarlamentare? Da, sau? La europarlamentare. Dar sunt foarte dezamăgit de ei. De USR? Da, de USR în special. De USR sau de liderul partidului? Nu sunt suficient de adică n-am legături în partid, sunt un simplu votant din afară, deci pentru mine partidul se vede în primul rând prin
politica lui, prin liderii lui, prin acțiunile lui formale. Acum, nu mă îndoiesc, au foarte mulți oameni, știu, au oameni deștepți, au oameni... Dar tot ce s-a întâmplat acolo din toamna anului trecut până acum, îmi dă sentimentul de haos. În primul rând, au reușit să se înțeleagă cu plusul și să ajungă totuși la o unitate. Bun. Pe urmă, au trebuit să pună la referendum ce sunt ei. Dacă sunt de stânga, sunt de dreapta, chestie iarăși foarte complicată și discutabilă și cam fără sens. De fapt, era vorba ca domnul Bana să-și asigure poziția și se pare că o face destul de dur. Pe urmă a fost momentul acela când s-a pus problema guvernului și ei au refuzat, ba chiar au făcut pe opoziția, pe urmă s-au mai muiat, pe urmă a făcut o mare greșeală. Era momentul să intre la putere, să nu aștepte două invitații, ba chiar să ceară. Și probabil că ar fi primit. A fost foarte important acum pentru ei. Aveau posibilitatea cu oameni deștepți să-și facă rodajul, să afle ce înseamnă să guvernezi și în condiții grele. Știa lumea de ei. După aia a venit pandemia și a uitat lumea de ei. Iar acum situația e că, cu excepția lui Nicușor Dan, care pare să că e acceptat așa, cu mărâituri de ei, în rest, în București, sectoarele sunt fără candidați de opoziție. Da, deci vor juca iarăși, probabil, fiecare separat. Câștigau PSD? Va câștiga PSD-ul, cu siguranță. Va câștiga la toate sectoarele, sunt convins. Mă rog, nu știu dacă va fi vreo minune în vreunul din sectoare, cine știe. Dar poate la noi, la sectorul 6, că Mutu a dezamăjit pe toată lumea, deși eu votez la sectorul 1, da? N-are importanță. Dar, în principiu, va câștiga. Și problema nu e numai că va câștiga la sectoare, dar va putea forma, dacă ăștia alți nu se înțeleg, nu vor reuși să formeze majorități în consilii. În Consiliul General, în consiliile de sectoare. Și atunci... Nicușor, dar nu va putea să facă nimic. Va fi exact în situația lui Băsescu cândva. Țineți minte, dați-mi un consiliu. Numai că el nu-i Băsescu. Dar de ce credeți că nu se poate ajunge la o înțelegere? Vorbim de două luni, cred, de o înțelegere între PNL și USR Plus și nu o vedem concretizată. Am văzut, la PNL cam s-ar dori o alianță. Ei au dorit, da, ei au dorit. Sigur că au și niște pretenții. Cred că la USR este marea problemă. De ce nu vrea USR? Cred că USR-ul în continuare este un partid care e împărțit între două viziuni, nu de stânga și una de dreapta, ci una revoluționar, nu știu cum să-i spun, anarho-revoluționară, venită dinspre societatea civilă și cu rădăcini în multe zone, care zice PNL, PSD, aceeași mizerie, ăștia sunt vechi politicieni, trebuie jos cu ei, trebuie să facem curățenie, să... nu știu, chestii de genul vechea ăsta. Vechea poveste. Vechea poveste, dar care pentru unii e, probabil... sensibilă. Nu putem să ne înțelegem cu ăștia. Ăștia sunt niște niște oameni compromisurilor care fac tot timpul înțelege, n-ați văzut la Iași cum au făcut, tot felul de combinații, combinagii de ăștia. Și pe de altă parte există și viziunea pragmatică, Bana, cred că de fapt el aparține acestei viziuni, dar nu e singur, care zic, nu, domne, trebuie să facem politică, să facem și noi asta. E o problemă foarte serioasă pentru partide care vin dinspre, hai să spunem așa, de jos, vin, se formează aduse de un val ăsta de contestare destul de larg, destul de popular, cum a fost
în anii aceia, 2016, 17, 18, 19, nu, când au ajuns pe valul ăsta și care are niște rădăcini în societate, până la urmă, ideea se pune, ce facem? Intrăm în jocul politic obișnuit, cu riscurile, bineînțeles, de aceea de a face compromisuri, de a fi maleabil, în sensul, sigur, nu tocmai pozitiv, de a fi oportunist când e cazul. Sigur, având niște obiective, dar totuși jucând jocul, pentru că jocul trebuie jucat, mai închizând ochii la unele chestii, sau ne continuăm poziția din ofie și din opoziție, dar de a toca continuu orice e puterea. Putere, exact. Care variantă e mai câștigătoare? Ei, nu știu. Dar mă tem că deocamdată niciuna nu are un succes definitiv. Pentru că dacă ar avea, atunci lucrurile ar fi clare, cel puțin. Și oscilează. Iar plusul, care e mult mai pragmatic cu Cioloș, dar nici nu are bază de masă solidă. Este un partid de miniștri format în jurul lui Cioloș, care Cioloș e un om, respectabil, e un om deosebit, dar lipsit de, are o anumită lentoare fundamentală în a lua decizii. Râde noi, spune Adelean, lent, da. Bun. Mă rog. Dar are o lentoare îngrozitoare, adică dificultatea cu care el ia decizii decizii importante e vădită și puțin probabil să poată juca un rol foarte important. Dar, cum spuneam, probleme sunt și de partea cealaltă. Sunt și probleme de partea cealaltă. Se pare că nici PSD nu ajunge la o înțelegere. Nu, la PSD e o problemă internă. În primul rând că e problema asta internă. Că Ciolacu vrea să fie președinte. A apărut problema asta cu coronavirus. I-a dat peste cap un congres rapid în care putea să obțină președinția. Acum apar voci critice. Sigur, e ușor să fie acum o voce critică. Dar pierde Gabriela Firea? Mi s-a părut foarte interesant faptul că alături de ăștia care l-au contestat acum la ultimul cex, a apărut și doamna Dăncilă. Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă. Din neantul în care credusem cu toții că a ajuns, acum s-a găsit domnia sa să protesteze împotriva legii care chipurile răpește românilor libertății. Adevărul e că e de un cinism absolut chestia asta. Acest partid, care de câte ori a fost la putere, a făcut o boacănă cu libertățile. Ba, el a creat mineriadele, ba, a creat tot felul de probleme pe vremea lui Năstase, când ridica pe stradă jurnaliștii incomozi. Ba, cu Dragnea, bineînțeles, mult mai recent și știm foarte bine cu tot ce a făcut, inclusiv 10 august și toate alea, cu statul paralel, cu chestia cu justiție. Și acum ei s-au găsit, sigur, nu singur, mai e și Ponta, mai e și Tăricianu, da, aia sunt niște acoliți. S-au găsit, acum ei sunt mari apărători ai libertăților, vai. De ce absolut această rușinos schimbare de atitudine? E o schimbare încearcă pur oportunistă. PSD să-și schimbe... Nu, e o schimbare pur oportunistă. Hainele, să zic așa. Nu. Și mai e un lucru interesant. De fapt, PSD nu e un partid de stânga. PSD e un partid de dreapta. Adesea chiar de extremă dreaptă. Sau, mă rog, merge departe. Far right, merge departe de spre ce dreapta. Spuneți asta. Pentru că are un electorat conservator care se opune, partidul, electoratul se opune aproape tuturor reformelor importante. Ați văzut care a fost poziția cu referendumul familiei? Deci exact poziția tipică conservatorilor.
în chestiunea cu coronavirusul, toate partidele de stânga din Europa, socialiste, social-democrate, vorbesc de Europa, de Uniunea Europeană, au fost pentru măsuri solide împotrivă. Populiștii de dreapta, nu vorbesc de conservatorii moderați de tipul celor germani, creștini democrație, ci populiștii, au fost pentru jos cu toate măsurile, se încalcă libertățile. Nu mai vorbim, cazul american, îl știm cu toții, cu Trump. Păi, în România, cine e mai aproape de poziția lui Trump? Nu cei care își zic acum de dreapta, ci cei care își zic de stânga. Domnul ăsta Ciolacu, Teodorovici, domnul Tăricianu, ei sunt exact pe poziția lui Trump. Care asta spune și el, că e o poveste asta, coronavirus. Sau cu Bolsonaro din Brazilia. Spuneam, Gabriela Firea este pierzător al... Ea are o problemă. Dacă vine Ponta și pune candidatura, ceea ce tot s-ar putea să nu o facă, cred că Ponta vrea să negocieze niște lucruri. Știe că nu poate să obțină primăria Bucureștiului. Dar poate să încurce lucrurile sau să amenință că le încurcă ca să obțină de la PSD niște lucruri. Cred că asta urmărește el, de fapt. Dar sigur că trebuie să spună că el vrea să candideze, că nu poate să spună. Dar am văzut că și Băsescu a zis că se gândește să candideze. Nu e exclus. Nu e exclus, da. Am putea avea surprize la primăria Capitalei. Nicușor Dan are bune șanse, Nicușor Dan, dacă e sprijinit, într-adevăr, de electoratul combinat, inclusiv chiar și de electoratul PMP, care știam că PMP-ul susținea în principiu, însă problema lui va deveni în momentul când va fi primar și va constata că are un consiliu divizat, are primăriile câștigate de pesediști și că e blocat în toate cele. Și încă să sperăm, e de sperat, că viitorul guvern, despre asta să nu mai discutăm, va fi un guvern cu liberalii acolo care să-l mai ajute să mai facă câte un proiect sau ceva. Pentru că altminteri va fi într-o situație imposibilă. Domnule Cornea, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă mai așteptăm cu mare drag să dezbatem și vedem ce se întâmplă 27 septembrie, vedem. Două luni. Mai sunt până atunci. Mai sunt. Două luni, mai puțin. Puțin mai mult chiar. Dacă vom avea până într-un final alegeri, că... Teoretic, dacă s-ar impune acum măsuri mai dure... Nu știu ce o să spună Iohannis, că trebuie să spună ceva acum. La ora 2, exact, va face două. O declarație de presă. Nu știu ce o să spună, dar dacă se impun totuși niște măsuri mai dure, s-ar putea să se poată face. Dacă nu, mă rog, să mai pot amâna.